Sâmbătă 12 august 2023, mă aflu în Urziceni, în județul Ialomița, acasă la crescătoria maestrului Nicu Bizirgheanu, pe care îl salut. Vă salut, maestre, și pentru deosebit respect. Pentru ce vă permite să vă adresez cele mai calde felicitări. Mulțumesc. Pentru locul 1 internațional câștigat la Tartu. Mulțumesc. Trebuia să vină și asta. Sezonul 2023. Auziți, după prima ediție din 2014, tot la Tartu, care a rămas așa puțin în gust amar. Zero. Am băgat 10, n-a venit niciunul. Și încet, încet, încet. Da. Ați ajuns astăzi, da, la 9 ani distanță, cu un excelent loc 1 internațional, cu o superbă femelă. E cea din fața noastră pe care o filmăm acum. Dacă sunteți amabilitatea să ne dați câteva detalii despre ea, ce serie? Are seria 919-621 din 2019, este inel de FNCPR, da, pentru că mă informați Cosmin Olteanu că dacă îi cumpăr inelele de-astea, jucăm împreună. Iată că n-am jucat împreună, dar a fost de bun augur. A fost de bun augur pentru mine. Super, Adic, bravo, felicitări. O performanță deosebită, unică, pentru care, Alexandru, pe care o meritați, într-adevăr. Toată lumea, cei care nu zbor Tartu, comentau că de la 1600 și cei din vest, cu vânt în spate, vin, deschid aripile și n-au valoare. Așa. Au mai fost ani când a fost cu vânt în față. Da, anul ăsta a fost greu. Tot traseul cu vânt în față. Plus avioanele, da, militare și radarele pe Polonia și au făcut toate concursurile, dar pe ăsta și mai greu. Așa este. Super. Extraordinar de greu pentru columbofilii consacrați de Tartu. Așa e, așa e. Nu mai așa vorbim. Au început să apară columbofil din Prahova, din Dâmbovița. Mai tineri, da. Mai tineri, cărora le vin porumbei. Așa e, așa e, așa e, așa e, așa e. Dar asta este. Dați-ne câteva detalii despre originea ei. I-ați făcut pedigreu, nu? Sau îl știți deja, îl aveți în cap. Le-am făcut la toți porumbei sosiți, inclusiv la ăla, al șaselea de astăzi, da? Ca să pot să comentez. Deci pentru mine, am 6 porumbei sosiți de la Tartu, toți 6 au descendenți de masculul original de Tilan de la Tănăsoiu. Super. Toți 6. Toți 6. Nu știu dacă cineva în România ar fi băgat acel porumbel în toți porumbeii lui. Așa e, așa e, așa e. Tata acestei femele este scos din Tutankhamon, care a fost locul 1 Asan, locul 1 Aspalmares, la rândul lui scos din Adonisul de Verșalde, cu nepoată dintr-un egut și superclac de Venus. Super. Deci bunica din partea tatălui este Poco de Jostone, da, primit de mine cadou de la Gianni Spânu, și bunica în partea tatălui este Tilanul de la Tănăsoiu cu Müller Tilan de la Cosmin Olteanu. Da. Deci are Tilan de două ori, Müller, Poco care e van de Wegen. Mama, ca să o scurtez, este la străbunici Blau Van Open de Vignas, da, locul 1 Barcelona, fiu din locul 1 Barcelona lui Kuipers, și ochioasa mea, care e super clac de Venus, cu nepoată de Toie Gut. Bunica din partea mamei, Jostone, 4 bunici, locul 1, Barcelona, de asemenea a primit cadou. Dar care are tot Van de Wegen. Da, deci da, e Van de Wegen, Tilan, Müller. Tot ce are mai bun. Și cu Toie Gut, așa e, așa e, care e Stichelmaut. Așa e, așa e. Și multă răbdare, pricepere, atenție și păi închipuiți-vă că originalul de Tilan de la Tănăsoiu era din 2004. Da. Și suntem în 2023. 19. E în toți porumbeii mei băgați. Care vine la mine să cumpere tot seara acum din Tilanul de la Tănăsoiu. Cum o dai? Toți iau. Da, da. Câtă răbdare ați toți avut cu el și câtă încredere în el. Mai așa să faci. Da. Așa e. Eu nu ajungeam să bat. Așa e, așa e. Dacă cumpăram doi și să-i fac mâine, să bat mâine. Da, nu, da, da, nu. Da. Super femeie. Pe ce poziție de cuib? Natural vă duvie? Păpui. Păpui de câte zile? Toți porumbeii mei, păpui de vreo 7 zile. Aha. Toți porumbeii mei anul s-au jucat pe natural, pentru că eu am avut mari probleme cu mâncarea, mi s-a, da, stricat. Știu. Am dat de o catastrofă unicată în România la Vlodava și eu am crezut că nu se mai zbor.
Ați văzut? Și nici nu puteam să-i mai țin văduși. Că trebuia să zbor patru stoluri în fiecare zi pe casă, ca un hamal. Așa e. Și i-am împerecheat, s-a jucat cu miala la 1002 km cu pormei puțin, dar moșul a luat locul 3, 5, 9, 11, 15, 20, 26. Super. Și încă o dată și la Tartu, locul 1, locul 9, locul 18, locul 20, 24 și 78. Super, Nenic. Frumos. După Vlodava aia nu vă gândeați că o să aveți Eu am crezut că nu se mai zboară. Un final atât de frumos. Eu am crezut că nu se mai zboară. S-au pierdut 3.000 de porumbei la concursul ăla din 3.150. Dar au mai avut porumbei pe acasă, au mai recuperat din ei. Da. Și au continuat zborul. Și au continuat zborul. Da. Super. Eu m-am oprit decât la Cumiala și la Tartu. Băieții de la Stâlpul, au jucat viteza, demifondul, toate. Au mers în continuare. Da. Super. Ați scos ceva din ea până acum? Ați apucat să scoateți sau una ți... A avut un pui pe care, exact când a venit și a luat locul 1, un partener de-al meu era în curte, e al meu, e al tău, mă. Adi, du-te și inelează. Cât mă costă? E cadou. Astăzi e cadou, altă dată plătești. Frumos, Nenică. Eu dau un cadou lui, a trăit lângă mine... Am avut o zi, știam că o să fie grea. A fost ziua carierei noastră sau nu? Da. Cu tartul ăsta, așa a fost, da, nu? Da, a fost, nu? Dar vreau să, nu mi-e rușine, că unii au simțit că eram puțin încipit. De dimineață mi-am pus un deget vin și plin cu sifon, să fiu demn, să fiu... Și am mai băut încă un, dar puțin. Dar după ce a venit, am uitat de toate. Bravo, să știți. Da. Bucuria se sărbătorește... Domnul Alexandru, acum 10 ani nici nu gândeam. Când m-a întrebat Cărmăzan câți a venit? Niciunul. Și astăzi, 6 din câți? Câți ați băgat? Nu mai spun. Bine, mulți. Gata. Am băgat mulți, dar nu mai spun. Înseamnă că a fost concursul extrem de greu. Foarte greu. Foarte la cum îi pregătiți dumneavoastră de bine? Mi-a arătat super. Știu. Toți pe poziții. Știu. Femelele pe ouă de 14 zile sau pui de 5-6 zile. Da. Masculii mari pe pui mare și ouă în cuiburi. Toți. Da, da. Uite da. Și nu vin totuși. Da, a fost greu tare. Foarte greu. Da. Foarte greu. Super, Nenic. Sincer, felicitări încă o dată. Mulțumesc. Și multă baftă în continuare. Mulțumesc. Să câștigați startul și la anul dacă și în continuare. Dacă se poate. Unii cer anularea concursului. Ce nu? Să nu mai se facă startul. Ah. Da, da. Că e crimă pentru porumbei. Nu se mai poate să o oprești. Da, într-adevăr, a intrat deja în istorie. Cu nu mai poate. Aproape 10 ediție, da? A 10, dar abia aștept. Da, știu. Mai ales anul ăsta, că au clasat și de la Prahova, și de la Dâmbovița, și de la Giurgiu. Și Vâlcea am văzut. Și Vâlcea a clasat. Deci toată lumea. Da. Că înainte clasat de când e pe linia asta. Da, așa. E acum așa, nu mai așa. Așa e, da. Și anii următori, dacă bagă mai mulți porumbei, și mai mulți o să vină și la alte zone. Așa e. Când bagă decât 2-3 porumbei dintr-o zonă, nu poate să tragă stolul acolo. Corect. Nu are cum să tragă. Corect. Da. Baftă multă și felicitări. Sincer, felicitări. Mulțumesc. Toate cele bune, cu stima.